Vreau să nu cad în cur, dacă cad în cur, mă șterge. Aștept să fie un accident, să moară cineva. Trebuie să-ți dai pe față. Da? Mâine dau interviu. Da? La ce oră? Oh, da! Mâine treabă. Ești mai bine. Repetem, nu corijim. Repetem. Era să-l armat la opera și la... Domnul Andrei Alexandru, PSD Giurgiu nu este indiferent față de județul Galați, unde s-au întâmplat atâtea dezastre. Ce acțiune desfășurați aici în fața sediului? Este o acțiune a PSD Giurgiu, a organizației de tineret, prin care dorim să venim în sprijinul persoanelor afectate din inundațiile din județul Galați. În acest sens am plasat un cort unde persoanele interesate pot face donații, atât persoane din afara partidului, cât și membrii partidului. Am observat că ați descărcat și mai mulți saci de făină. Da, până la această oră au fost strânse mai multe tone de făină, apă plată, alimente, conserve și îmbrăcăminte, cât și pături până la această oră. Această acțiune se desfășoară până luni, 16 septembrie, urmând ca marți, 17 septembrie, să plecăm cu un tir către județul Galați, unde persoanelor care chiar au nevoie de aceste lucruri.